O reîntoarcere în localitatea de care te leagă atâtea amintiri este, desigur, un prilej de nostalgie, dar și de curiozitate. În anii 60 și 70 eram puternic ancorat în viața culturală de aici. De aceea, acum după atâția ani, am sugerat primăriei din Oțelul Roșu organizarea unei festivități pe măsura vechilor tradiții ale orașului și, bineînțeles, ale cineclubului. Mi-am pus însă și întrebarea dacă organizarea unei astfel de acțiuni, practic la nivel național, este posibilă acum în actuala conjunctură social-culturală a orașului. De aceea mi-am permis să arunc o scurtă privire asupra stadiului actual al vieții culturale de aici. Astfel, într-o zi de joi, a lunii aprilie, când tocmai apăruseră și primele flori de cireș, am filmat ajutat de prietenul meu Nelu, timp de 2 ore și jumătate, ceea ce se întâmplă în această zi din punct de vedere cultural-artistic în orașul nostru de pe Valea Bistrei. La început, m-am îndreptat spre clădirea unde cu 60 de ani în urmă am pășit pentru prima dată pragul școlii, dar și unde cu 40 de ani în urmă activam ca instructor de cineclub. Aveam deci în minte imaginile de clasă filmate în urmă cu 30-40 de ani. Comparativ cu acestea, m-am așteptat să regăsesc aici clase, bine și cu gust amenajate, astfel încât lecțiile să fie cât mai atrăgătoare. Dar marea mea surpriză a fost că plăcuta atmosferă școlară de atunci, nu numai că nu s-a schimbat, dar a devenit și mai pregnantă. Astfel, pe lângă atmosfera colectivă cunoscută de mine, am găsit aici și o atmosferă individuală. Am găsit copii învăluiți în propria lor personalitate. Ai doi frați. Doi frați aici. Sora mea are 15 ani, este la liceu și fratele meu de 3 ani este la grădiniță. La grădiniță. Și tu mănânci cornul când îl primești? Da. Îți place? Da. M-am convins că descătușarea de principiile uniformității, și aici mă refer și la uniformele școlare, au asupra copiilor o influență pozitivă, aceștia având posibilitatea să se dezvolte diversificat pe măsura capacității și a aspirațiilor fiecăruia. Iar acțiunea Cornul și Laptele fac o legătură nebănuită, desigur, la nivele diferite, dintre școala din perioada interbelică și cea de astăzi, aceasta fiind și o dovadă concretă a continuității multiplelor tradiții ale școlii românești. Ducându-mă la Casa de Cultură, am întâlnit aici pe vechiul meu colaborator, tehnicianul Alexandru Boșcaiu, care, tot așa ca acum 30-40 de ani, se ocupă de promovarea celor mai fragile talente ale orașului.
mișcă pe tine. Așa cum mișcă pe tine. Deși nu a trecut mult timp de la constituirea Consiliului Director al Asociației Astra, iată că în după-amiaza zilei de astăzi se materializează o primă acțiune care în lista evenimentelor culturale de acest an va ocupa o poziție prioritară. După spectacolul oferit de tinerele vlăstare, a urmat o emoționantă evocare a compozitorului George Enescu și apoi o expoziție de banale cutii de chibrituri. Banale le-am considerat până acum, când de fapt nu știam că... Cutiile de chibrituri fac parte din pasiunea care se numește filomenie, ceea ce înseamnă colecționarea de etichete, cutii de chibrituri și orice obiecte legate de foc. Chibritul în românește provine din turcescul chibrit. Inventatorul chibritului a fost ministrul francez de Rezne în anul 1816, iar noi în țară, primele chibrituri au intrat în anul 1840, fiind importate din Austria. Prima mare expoziție de cutii de chibrituri a fost organizată în Rusia de către actorul Kachalov în anul 1884. Cum am început să colecționăm cutii de chibrituri a fost o pasiune a unui copil, practic al lui Daniela, la vârsta de 12 ani, când colecționând a intrat în legătură cu personalități și cu diversi oameni din țară, a purtat corespondență, a participat la expoziții, două naționale, la Cluj și la Turda. Vă pot prezenta o expoziție a copiilor care activează în cadrul cercului de antroplastică al Clubului Copiilor și Elevilor din Oțelul Roșu, lucrări care au fost realizate pe baza unor curente apărute post-impresionist, cu predilecție pe curentul fovist, care a stat la baza conceptului... Expoziția de pictură, organizată sub îngrijirea neobositului și veșnicului tânăr, profesorul Florin Beșliu, a fost o revelație nu numai prin calitatea picturilor expuse, dar și prin excelenta prezentare făcută de criticul de artă, concetățeana noastră, doamna Buzici. Este o artă sui generis, care mobilizează intelectul omului spre o cunoaștere imediată, adică îl pregătește din punct de vedere spiritual de a lua o decizie urgentă. Arta modernă își are rădăcinile într-o mișcare artistică a începutului de secol 20, mai precis 1900-1905, și își are originea în Franța. Și această mișcare artistică se cheamă fauvism. Fauvism de la cuvântul francez fauve, care înseamnă sălbatic, rapace, atent. Și tot în aceste două ore și jumătate am asistat la un alt eveniment important. Refacerea ansamblului folcloric Iedera, ansamblu care a strălucit în anii 70 și 80. Domnul director Petru Balaci confirmă acest lucru. Am închegat deja un ansamblu de dansuri, pot să-i spun ansamblu. Avem băieți, 24 de perechi de copii, de la, băieți de la liceu, și în luna mai sper să inaugurăm deschiderea ansamblului Edera. Poate a fost o împrejurare fericită faptul că în doar două ore și jumătate, și asta într-o zi de joi, am surprins în oraș atâtea activități culturale. Calitatea acestora însă, dar mai ales angajamentul vechilor și noilor promotori, m-au convins că la Oțelul Roșu viața culturală se află într-o reală și permanentă ascensiune. Și aș dori ca această festivitate a Cineclubului să contribuie la revigurarea activității cineamatorismului de pe Valea Bistrei și, de ce nu, din toată țara. Deci nu puteam încheia acest reportaj
fără a aminti despre marea mea pasiune, filmul. Această pasiune a constituit, de altfel, o permanentă punte dintre mine și localitatea de unde am plecat. Și pe nici unul din vechii și dragii mei prieteni și colaboratori nu i-am găsit îmbătrâniți, virusul cineamatorismului fiind la ei și astăzi la fel de efervescent ca pe vremurile începutului. De 45 de ani ne întrebăm cine-i vinovat. Răspunsul? Nebunia începutului. Nebunia celor trei doamne și toți cei 300 de urmași și colegi ai noștri. Pentru ei suntem azi prezenți în iunie 2005 pentru a le aduce respectul și recunoștința întregii activități.